Iau, ascultați aici povestea lui Nicolae Teslaru. Un geniu neînțeles cu mintea stele, parcă venite pe Marte, nu? Născut în munții Carpați, printre codrii de brad și cerul albastru. Cu un vis mare în cap să electrizeze lumea, să-i dea un restart nou. Era român jet pe jet, cu inima arsând ca un foc de tablă. Visa la curent alternativ, la bobine și la faima ce vine odată cu știința tare. Nicolae Teslaru, un nume de legendă, un spirit liber, un Edison al României. Dar fără bani și fără un ajutor sincer, în laboratorul său printre scânteți și idei geniale, construia viitorul un pas înainte, fără rival, fără egal. Dragonul și chimia, cum vă spun povestea lui, cum un român a schimbat lumea cu un vis mare și un suflet pustiu. Era un magician al voltajului, un poet al energiei, cu fiecare invenție scria istorie. Fără să știe Nicolae Teslaru, un nume să-l ții minte, că cel a fost cel ce a adus lumina într-o lume adesea indiferentă. Așa că ridică mâinile sus, dă volumul mai tare pentru Teslaru, românul nostru, ce a zburat prea aproape de soare. Așa că ridică mâinile sus, dă volumul mai tare pentru Teslaru, românul nostru, ce a zburat prea aproape de soare. Nicolae Teslaru e al nostru tezaur, luați dracu mâinile de pe Nicolae al meu. O să îmi ies din minți dacă nu admiți că Nicolae Teslaru e drag până-n mădura.